Basta, tu vedi, io penso di Marina. Anche se c'è anche la blanca, anche se di un'altra parte. Non è che non conosce le vecchie Italie. La vecchia è quella con la stessa. Se lo sapete, tu vedi. Come se lo sapete, io stavo dentro di padre, pure voglio lo dare per i tuoi nostri reni. Se lo sapete, tu vedi, io e lo sapete. Ci che di mezzi vite, ci che di mezzi no. Sti che ne ha donato non con la testa, dragi miei. Sti che ne ha donato non con la testa. Sti che ne ha donato non con la testa. Dove i frutti di Cristo, alleluia. Te la conti a noi. Che ha donato non con la testa. E come essere breve di durare. E come essere breve di Apocalisse, se ne appropriate di mio Dio, se struggete di mio Dio, di togliere curata e sincera, dovreste un'unghiata con le gazzette di inima curata e sincera, dovreste essere certe da potere. Si pripone il tanto si dragosti a lui, e sti loco la chiesa. Alleluia, alleluia. Da che tu mi dici una si fosse si ne parte già, lui era in loco la chiesa. E è che un padre superiore, che un padre finale, prese da un accidente, che un giorno non dire, se ne vinte ci ne va, se ti adotte la donata. Da tu mi dicevo, care Dio e lui stato da deboli, e il tuo progetto pentru noi, s-o dat cea mai scump, pe Fiul lui Iisus Hristos, să moară pentru noi și pentru păcatele noastre. Este cel ce s-o dat viață. Viața noastră nu este aici pe pământ, și viața noastră este acolo sus, în cer. Unde s-a dus Domnul Iisus, să-mi spun, iată, eu mă duc să mă pregătesc cu loc. Ca unde sunt eu să fiți și voi. Ca să ajung la locul acesta, trebuie să ai dragoste. Trebuie să iubești. Iubiți-vă. Așa cum am iubit eu. Aleluia. Dacă n-ai dragoste, ești frate, dragă. Dacă n-ai dragoste, ești frate, dragă. Nu pot să ajungi în părăția lui Dumnezeu. Despărțiți de mine, nu puteți să faceți nimic. Dacă nu ai dragoste, nu ai nimic. Poți să fii cel mai mare predicator. Poți să fii cel mai mare proroc. Dacă nu ai dragoste, nu ai nimic. Cuvântul lui Dumnezeu, unii noștri, spune, era un om, Nicodim, era un om moșicat, era un om care gurunce, bărbat. Totuși au unde voi să vină la Domnul Iisus Hristos. Și-o venit astea să nu-L vadă nimeni. Să-L spun, Doamne, eu cred. Ești un învățător venit de la Dumnezeu. Pentru că semnele care le faci tu, nu le face nimeni. Ce trebuie să fac să capăt o viață veșnică? S-o sunt din cotine, trebuie să te nasc din nou. Păi cum vreau să mai mă nasc eu din nou? O nu mă trist să mai intru în pânte cineva primește? Oh, de cuantie mai înțelegi nimic! Trebuie să te nasc din nou, păr din nou! Și de ziua aici, și-a murit, și-a mubiat. Odată cu Domnul Iisus Hristos, a ne trăiat. Te lăsate lucrurile numești! Te lăsate fiția pământească! Te lăsate aina cea veche! Plină de păcate! Ai lăsat-o de parte!
Cristo nu se poate al lui Dumnezeu. Vrei ca Dumnezeu să lucreze cu tine? Trebuie să te pui la îndemâna lui Dumnezeu. Îl slujești pe Dumnezeu 7 zile pe săptămână și 24 în 24 zile să voi până la sfârșitul vieții. Așa cum e promis. Dragii mei, cu Dumnezeu nu ne jucăm niciun. Cu Dumnezeu nu ne putem juca niciun. Dumnezeu este un foc mistuitor. Vie aici, la modul acesta, nu poți să vii cu vreți. Aici este un foc mistuitor. Dacă ești omul în Dumnezeu, și ai spus, te voi sluji, tată, până la sfârșitul vieții, Dumnezeu să ne ajute să-L slujim până la sfârșitul vieții. Așa cum i-am promis. N-am promis la fratele Cal. N-am promis la fratele, nu! S-am promis la Dumnezeu. Te voi sluji. N-am nicio garanție că voi ajunge în ziua de mâine. Nu știu dacă dumneavoastră aveți o garanție. Nu știu. Eu n-am nicio garanție că voi ajunge în ziua de mâine. Pentru aceasta, pregătește-te să te gândești cu Dumnezeu. Nu știi ceasă și clipa de pe plecare să aveți pământ, să te doamnești călători, să te ca un abor care apare și apoi dispare. Asta mă opresc la aceste cuvinte. Atâta când vă dat cuvântul Dumnezeu, eu vreau să mă lucrez, că suntem niciunul mai bun, e cel mai mare. Și cel mai mare este Dumnezeu. Domnului Iurea, Domnul Iisus este bun. Și o să zice mă numi bun. Cel ce este bun este Tatăl meu din cerul. Sunt întrujitor unui altora. Sunt pe locul unui altora. Domnul Iisus să ne ajunge și să putem să slujim pe Dumnezeu. Așa cum am promis. Te voi sluji, Tatăl. Până la sfârșitul vieții. Dar nu vreau să vă spun o rugare din partea Domnului. Am intrat aici și m-am pus pe genunchi să strângem pe genunchi fără Dumnezeu. Să strângem Dumnezeu că este ghicat. Dar trebuie să-ți deschizi inima. Ca Dumnezeu să poată să nu crede. Trebuie să-ți ridici privirea. Spre El! Atunci când îți ridici spre El, privirea, iluminește bucuria. Și nu ți se umple fața de rușine. Când strigă la el, strigă la rămâne și scapă de toate de cazurile noi. Sunt mulți bolnavi aici în această seară. Sunt mulți bolnavi și mulți necuticioși. Și aici, Dumnezeu are un plan din lucrarea. Aleluia! Să dăm lucrare din partea Domnului. S-a arătat Domnul Sfânt aici, o scăpătoare. Dar aici era și Domnul. Prezent aici, în această scăpătoare. Și vorbea Domnul Sfânt, aleluia, la biserica din locul acesta. Spune poporile, apropie de mine, zicea Domnul Sfânt. Am un plan de lucrare, zicea Domnul Sfânt. Ca eu să pot lucra, intrați în proste rugăciune. Închideți mâinile de toate, zice Domnul Sfânt. Ridicați-vă la soarele, zice Domnul Sfânt. Aleluia! Adică, Dumnezeu a lucrat de lucrare, aleluia. Să vine și bolnavi. Și locul acesta, să vă toate suflete la bocăință, aleluia. Să vă stau de Dumnezeu! Să vă stau apropiat de Dumnezeu! Aș cerut de voi de vreme și a spus, Doamne, ce vrei să lucrezi aici, Doamne? Întorc suflet din amântuire! Aș vrea să vă spun că Domnul este aici. Trebuie un singur lucru să deschizi inima și să lași pe Dumnezeu să lucrezi. Și să fii Sfânt aici, Doamne, prin harul și bunătatea ta. Sfânt aici, prin dragostea ta, Doamne. Domnul să devine cuvinte.
Domnul te lasă puterea de ființă. Și Domnul te lasă pică. Te lasă balsam de vindecare. Aici.